Enchanté. Bună dimineața, dragii mei! Este o minunată zi de vineri și este 7:30 și sunt în focuri de la 3 dimineața pentru că am foarte multe de făcut, dar m-aș și trezi, Jimmy, când na. Și dacă tot sunt aici așa și sunt pusă pe treabă și am energie și sunt în vervă, am zis să fac un get ready with me, că tot trebuie să mă machiez, să mă aranjez, să toate cele, și zic să fac un get ready with me și mi-a venit mie ideea de a face o serie de poll-uri pe Instagram cu diferite întrebări legate de anumite chestii, să vă întreb dacă merită sau nu. Practic este un joculeț pe care l-am creat eu pentru a vedea care sunt părerile voastre legate de anumite chestii, dacă sunt mofturi sau dacă sunt niște necesități. Și o să vedeți despre ce este vorba. O să vă pun undeva pe lângă mine, pe aici, partea asta sau în partea asta, nu știu exact unde, o să vă pun și vouă polurile să le vedeți. Pentru că pe măsură ce le voi pune, le voi și șterge de pe Instagram ca să nu mai voteze lumea, că nu mai are sens să mai voteze după ce fac clipul ăsta. Tot povesteam cu voi pe diverse teme și așa a venit ideea acestui clip și zic, dacă tot fac un get ready with me, hai să povestim despre lucrurile astea și să facem joculețul ăsta și vă spun și părerile mele. Și avem așa, începem în forță. Rochiile sunt un moft sau sunt o necesitate? Și 80% dintre voi ați spus că sunt o necesitate și eu sunt de acord cu voi că da, sunt o necesitate rochiile, pentru că din punctul meu de vedere sunt extrem de versatile, te ajută foarte mult și o să încep să mă și machiez, să mă aranjez între timp dacă tot vorbesc. Sunt foarte versatile și mă ajută să mă pliez pe mai multe tipare ale vieții mele, să știți. Adică mie mi se par că sunt versatile rochile și mă ajută să mă și îmbrac repede, cum ați spus și voi, pentru că acolo la poluri am pus și o căsuță din aia în care să argumentați, dacă vreți, bineînțeles, răspunsul vostru, și au fost câteva dintre voi care au spus, băi, sunt foarte comode, sunt foarte la îndemână, pentru că le pui pe tine, te încalți și ai plecat. Și cam așa este. Rochile sunt comode din punctul ăsta de vedere și sunt practice și cred că n-a stricat să ne obișnuim mai mult ca femei să purtăm rochii. Pentru că am văzut că acum mai nou poartă bărbații rochii, ceea ce, na, fiecare cum consideră, dar cred că totuși ca femei ar fi bine să ne obișnuim, să nu mai fim așa de împotriva rochiilor, pentru că sunt niște piese care chiar ne ajută foarte mult și, cum ziceați și voi, sunt comode cele mai multe dintre ele, sunt ușor de purtat, te scutezi de foarte multe bătăi de cap. Și pe lângă asta, am mai observat o chestie în răspunsurile voastre, și anume că multe v-ați referit la rochii de ocazie. Hai să nu ne mai limităm la rochii ca la ceva special. Haideți să le facem ceva comun, adică să fie ceva normal de zi cu zi. Pentru că în momentul în care le tratezi așa, atunci îți dai seama de fapt cât sunt de versatile și cât de mult te ajută. Eu am avut un pic de mascara la ochi, de-aia sunt un pic neagră, dacă mă vedeți că sunt neagră, că am făcut niște poze dimineața, deci am fost în bălării, la 6 eram în bălării să fac poze. Și de-aia am un pic de mascara, că am încercat să o dau jos ca să pot să filmez clipul ăsta. Apoi următorul pol era legat de tocuri. Și aici 56% dintre voi au spus că sunt un moft, nu o necesitate. Iar acum să vă zic care este și răspunsul meu. Rațional vorbind, da, aș putea să zic că sunt un moft, dacă e să o luăm strict pe partea aia de logică și de rațional. Dar din punctul meu de vedere, la ora actuală, mi se par că sunt o necesitate tocurile și știți că eu sunt mare fan al tocurilor și că port tocuri și nu pentru că aș fi complexată, cum zice mama sau cum mai zic câte unii, că ești complexată că ești mică. Nu, din contră, să știți că pe măsură ce am înaintat în vârstă, am ajuns să-mi placă ideea că sunt scundă, sunt minionă, sunt micuță, adică mie îmi place faptul că sunt minionă, dacă m-ar pune cineva să-mi aleg înălțimea, aș alege aceeași înălțime. Dar revenind la ideea de tocuri, mi se par că sunt o necesitate pentru că
Îți dau aliura aia feminină, îți fac silueta să arate mai bine și în anumite situații chiar, nu știu, parcă ai nevoie de tot sprijinul necesar să arăți mai feminină și să te facă să te simți bine. Și deși, da, practic vorbind, înțeleg ideea de sunt un moft, pentru mine sunt o necesitate, le văd ca făcând parte din existența mea, din corpul meu chiar, adică eu le consider parte din corpul meu, nu le consider un accesoriu. Și îmi plac foarte tare și n-am să renunț la tocuri cât de mult o să se poată, adică și la 150 de ani dacă o să pot să port tocuri, am să port tocuri. Știu că multă lume are așa o aversiune față de ele, dar este vorba și de a învăța să mergi pe tocuri și de a învăța ce tip de toc ți se potrivește și de a o lua ușor, nu de a te cățăra pe cele mai înalte tocuri nepotrivite pentru tine și pentru piciorul tău. Adică e și un pic de fizică, dacă vreți să zicem, în spatele ideii ăsteia de a purta tocuri. Și vă las toate produsele în descriere, by the way, dacă vă interesează, ca să știți că nu le mai menționez. Deci e și chestia asta, așa că dacă aveți o aversiune față de tocuri, s-ar putea să fie și treaba asta, s-ar putea să fie și faptul că nu v-ați obișnuit. S-ar putea să fi sărit din prima pe niște tocuri foarte înalte, nepotrivite pentru voi, să vă fi durut picioarele, să vă fi făcut rând la picioare și să vă dați seama că urăsc tocurile, da. De fapt, aici a fost conjunctura proastă, n-a fost neapărat vina tocurilor, să știți. Dacă înveți să mergi pe tocuri cum trebuie, și am un clip despre mersul pe tocuri și cum să înveți să mergi pe tocuri, atunci ar trebui să fie ok. Să aplic un pic de putră și pe restul feței, pentru că o să și port mască astăzi și ca să mai țină lucrurile în frâuă, ha? Următorul poll este legat de make-up. Am întrebat dacă make-up-ul este un moft sau o necesitate. Eu consider că make-up-ul este o necesitate și că, iarăși, la fel, este un instrument care te poate face să te simți mai bine, să arăți mai bine, să ai mai multă încredere în tine. Ideea este aici de cantitatea de make-up pe care o folosești. Că v-am zis de foarte multe ori, dacă folosești make-up-ul ca pe o barieră, atunci nu o să funcționeze pentru tine. Dacă o folosești, în schimb, ca pe un instrument care să-ți întărească încrederea în tine și folosești cantitatea de care ai nevoie de make-up, atunci o să funcționeze și o să te ajute, o să fie cumva în favoarea ta. Adică, ce vreau să zic cu asta este că, pe de o parte, vă înțeleg pe cele care ați votat cu eu un moft, pentru că poate vă sperie ideea de make-up, poate nu folosiți machiaj, poate nu, nu știu, nu vă atrage, chiar vă sperie, dar în momentul în care îl folosești ca pe un instrument și este un instrument, nu o barieră de protecție față de lumea din jur, atunci o să te ajute foarte mult, atunci o să-i vezi de fapt, ca să zicem, adevăratele puteri, da? Dacă îl folosești ca pe o barieră, dacă vrei să te ascunzi de lume prin machiaj și folosești prea mult machiaj și exagerezi, efectele o să fie exact invers și nu o să te facă să te simți bine. Cred că moft devine atunci când începi să fii un pic snob în materie de make-up, adică cum mai auzeam pe cineva că în viața ei nu ar da banii pe produse drugstore pentru că sunt ieftine. Asta este deja o dovadă de snobism și e un moft pentru că sunt foarte multe produse, gen chiar fondul de ten despre care tocmai vorbeam, care e drugstore, care sunt foarte bune și care te pot ajuta foarte mult și care poate fac o treabă mai bună decât alea scumpe, că sunt și situațiile astea în care sunt
produse mai ieftine care fac o treabă mai bună decât surorile lor sau varianta lor scumpă. Deci, n-ar trebui să ne mire. Următorul pol era legat de pensule de machiaj, pentru că eram foarte curioasă să văd părerea voastră dacă voi considerați că pensulele de machiaj scumpe sunt un moft sau sunt o necesitate și 79% dintre voi a spus că sunt un moft și eu sunt de acord cu voi. Pentru că, de exemplu, ca să vă dau un singur exemplu, asta a fost 8 lei și este cea mai bună pensulă de blending pe care am întâlnit-o eu vreodată și am avut ocazia să mă lovesc și de pensule foarte scumpe și mi se pare una dintre cele mai bune pensule de blending și de fiecare dată când sunt murdare pensulele astea de la Ebelin, îmi vine să plâng pentru că nu pot fără ele. Și asta, spre exemplu, de la MAC a fost 100 de lei sau ceva de genul ăsta. Adică mult mai mult decât asta de la Ebelin, dar pe asta nu o folosesc atât de des. Bine, nu sunt un pic diferite, nu sunt chiar identice, dar ăsta este un banal exemplu că pensulele scumpe nu sunt neapărat necesare. Dacă ești make-up artist și lucrezi foarte mult, înțeleg ideea de a investi mai mult în pensule de machiaj, pentru că le folosești foarte des, le speli foarte des după fiecare client, bănuiesc, și atunci trebuie să reziste mai mult. În ideea în care să presupunem că pensulele de brand sunt mai scumpe, sunt mai scumpe și pentru că sunt de o calitate superioară, dar nu este neapărat întotdeauna cazul. Și da, înțeleg ideea dacă ești make-up artist, dacă lucrezi foarte mult cu make-up-ul, dacă ai mulți clienți, dacă atunci da, pot să înțeleg ideea de a da mulți bani pe pensule de machiaj. Dar la nivel de amator, la nivel de make-up, self-make-up, nu e nevoie. Adică sunt pensule accesibile. Am pensulele astea de la Elf. Le am asta. Cred că asta e prima pensulă de la Elf pe care mi-am cumpărat-o. Cred că are 8-10 ani. Cam așa are. Și este intactă. Deci, da, sunt pensule care sunt perfect ok fără să trebuiască să dai o căruță de bani pe ele. Următoarea categorie, următoarea întrebare, de fapt, era legată de Beauty Blender și mă refeream strict la burețelul Beauty Blender, nu mă refeream la un burete oarecare Beauty Blender, ci la burețelul Beauty Blender. Și aseara erau foarte strânse răspunsurile și chiar sunt curioasă. 52% spuneți că este o necesitate și 48% că este un moft. Din experiență vă zic că Beauty Blender-ul este o necesitate. Eu până la ora actuală nu am găsit niciun burete care să îmi placă atât de mult cum îmi place Beauty Blender-ul original. Deci nu discutăm de dupuri. Există unul singur care îmi place mult, ăla de la Wet n Wild sau cealaltă variantă de la ăsta de la, cum îi zice, de la Real Techniques. Asta, așa. Alea două îmi mai plac, dar nu sunt identice. Textura lor nu este identică, materialul nu este identic și ar fi bine totuși să continui cu machiajul dacă aș vrea să termin anul ăsta, pentru că mai am și alte treburi în viața asta. Așa, ce o să iau prima dată? Hai să luăm rozul ăsta de aici. O să iau paleta asta, palețica asta de la Huda și o să iau rozul ăsta prima dată. Nu sunt identice, adică sunt foarte bune și alea, mie îmi plac și alea, dar nu sunt identice. Ei, în schimb, nu pot sub nicio formă să mă împac cu cele din DM, nu pot să mă împac cu alea tari, deci nu-mi plac sub nicio formă și am observat că aplicarea cu Beauty Blender-ul este diferită față de alți bureți, adică aplicarea fondului de ten, bineînțeles. Este diferită față de alți bureți. Mie îmi place foarte tare Beauty Blender-ul original și îl recomand. Știu că e mai scump și există tot felul de variante că de ce să-i dai 100 de lei pe ăla când ai putea să iei unul de 30 de lei. Da, da, ăla de 30 de lei îl schimbi de 3 ori pe an. Ăsta te ține și 2 ani dacă ai grijă de el și cureți cum trebuie.
Pentru că v-am explicat că beauty blenderul trebuie curățat și dacă ai grijă de el și îl cureți cum trebuie, o să te țină mult. Am zis rujul roșu, am întrebat de fapt, rujul roșu este un moft sau o necesitate? Și 59% dintre voi ați spus că este o necesitate. Ei, dragile mele, eu cred că este un moft, rujul roșu. Nu cred că este o necesitate, din contră mi se pare că totodată că e prea mult. Mi se pare că e prea strident și mi se pare că chiar n-ar trebui să fie purtat constant tot timpul. Mereu aud chestia aia că toată lumea trebuie să aibă un ruj roșu, toate femeile, nu toată lumea, toate femeile trebuie să aibă un ruj roșu. Și eram și eu de acord cu treaba asta la un moment dat în viața asta, știți, eram și eu partizană, ca să zic, al ideii ăsteia, dar în ultima vreme să știți că am început să merg pe ideea de din ce în ce mai natural și nu mai surâd de atât de tare ruj roșu. Ați văzut, nu știu dacă ați observat, dar eu nici nu prea port ruj roșu, foarte rar când mă vedeți purtând cel culori închise, pentru că nu mă mai atrag, nu mi se mai pare. Și de-aia cred că eu că sunt în moft, pentru că poți trăi și fără rujul roșu. Știu că mi-ați lăsat câteva dintre voi comentarii acolo că nu puteți trăi fără rujul roșu, dar vă garantez eu că dacă mâine ar dispărea rujul roșu de pe piață, v-ați reorienta rapid. Adică știu că unora le stă bine, dar mi se pare că a devenit cumva clișeic rujul roșu. Mi se pare că deja prea multă lume folosește linie de tuș și ruj roșu pentru machiajul semnătură, știi? Toate încercăm să fim unice prin machiaj semnătură cu codițe de tuș și cu ruj roșu. Și cum ești unică când sunt 750.000 de femei în același oraș cu tine, la fel, care poartă exact același lucru. Am întrebat dacă revistele sunt un moft sau o necesitate și 70% dintre voi spuneți că sunt un moft. Mă surprinde procentajul mare, recunosc, la necesitate, adică mi se pare 30% pentru reviste. Acum mă refeream în mod special, n-am stat să detaliez, dar în mod special mă refeream la cele fizice, care sunt oricum pe moarte. Mă refeream dacă sunt un moft sau o necesitate. Și mă surprinde procentajul destul de mare de oameni care spun că sunt o necesitate, chiar dacă sunt 30%. Totuși, mi se pare mult, adică, și știți de ce? Pentru că înainte, într-adevăr, cum i-ați lăsat și voi comentarii, înainte, când nu aveai acces la informație, nu aveai internet, nu aveai YouTube, nu aveai vlog, nu aveai nimic din sfera asta, puteam să înțeleg rostul lor, pentru că veneau cu tot felul de informații pe care nu le găseai în altă parte, adică n-aveai de unde să-ți iei informații. De unde, Doamne, iartă-mă, să luai informații despre trenduri și despre produse de make-up nou lansate și despre, știți? Înțeleg, la modul ăsta puteam să înțeleg, dar acum când ai internet, când ai totul la dispoziție, când, nu știu, mi se pare că nu mai sunt relevante revistele, din păcate, pentru că au avut și ele farmecul lor și mi se pare că poți să-ți iei aceleași informații, ba de multe ori chiar informații mai bune, din alte surse. Poți intra direct la casele de modă dacă te interesează să vezi care sunt trendurile. Poți să vezi direct prezentările de modă de la casele de modă. Intri pe YouTube și vezi de la ce casă de modă vrei tu prezentările. Nu trebuie să îți mai arate nu știu ce revistă. Plus că n-am înțeles niciodată interviurile, știți, de 17 pagini cu câte o vedetuță din asta, mai ales la noi, care, nu știu, și-au schimbat culoarea unghiilor din roz în verde și trebuia să apară în revistă să anunțe că și-a schimbat culoarea unghiilor, știți, mare eveniment, ceva de genul ăsta. Adică dacă ar fi fost ceva extraordinar, ceva interesant, ziceam, dar așa, nu mi se pare că merită să le dai atenție. Deci da, din punctul meu de vedere, cred că sunt moft și
variantele online, chiar și a revistelor, mi se par mult mai ok, dacă tot vorbim de ecologie, știți? Apoi, v-am întrebat de home deco și nu știu de ce nu mi s-a postat poza, adică Instagram-ul n-a vrut să pună poza aia, habar n-am ce s-a întâmplat să vede negru, dar bine că măcar să vede întrebare. V-am întrebat de home deco, ce credeți? Este un moft sau o necesitate? Și 80%, nu, niciodată nu văd 80% ca lume, 80% dintre voi ați spus că este o necesitate și sunt de acord cu voi. Mi-ați argumentat câteva dintre voi aici că e bine să fie curat, mă rog, când vorbești de decorat, de home deco, de decorațiuni și de astea, nu te referi neapărat la curățenie, că aia oricum ar trebui să fie chestie de principiu din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie o chestie care să țină de decorat. Dar mi se pare că este important și văd că se duce sclipiciul ăsta de pe pleoapa mea, vezi că nici nu a fost. Mi se pare că e important să îți decorezi spațiul în care locuiești, în care trăiești, în care îți petrești timpul, să fie pe gustul tău, ca să te facă să te simți bine. Adică nu e doar o cutie de chibrituri în care vii și stai și îți te bagi în priză și după aia pleci, ceva de genul, cum ar fi o mașină, știți? E mai mult de atât. Că e chestia aia, a house has to be a home. Și ca să fie a home, trebuie să fie ceva care să-ți aparțină, să simți că ești legat de locul ăla cumva, să simți că te face, că te reprezintă, că ești într-o legătură. Și de asta cred că este important home deco, nu neapărat din alte puncte de vedere, ci pentru că trebuie să te simți bine în spațiul în care stai, că dacă nici în spațiul în care stai nu te simți bine și nu îți pasă de el, păi nu știu de ce ar putea să-ți mai pese pe lumea asta. Apoi am luat-o într-o altă direcție puțin și am vrut să văd care e părerea voastră și m-am întrebat de piscine. Ce credeți? Mai ales că e vine vara, teoretic, sau va trebui să fie vară. De principiu, acum ar trebui să fie vară, dar numai vară nu e. O toamnă ca vara asta n-am mai avut de mult, vorba aia. Și v-am întrebat, ce credeți mai voi de piscine? Sunt mof, sunt o necesitate? Și 79% dintre voi ați spus că sunt un moft. Da, sunt de acord cu voi că sunt un moft piscinele. Și deși nu știu să not, consider că sunt un moft absolut delicios. Și că sunt un moft minunat, pe care dacă ți-l permiți, și nu mă refer la piscinele alea de plastic, de copii, că alea sunt ligheane, nu mă refer la alea, ci mă refer la piscine adevărate, nu la ligheane. Apoi, v-am întrebat de gătitul acasă, dacă este un moft sau o necesitate, și răspunsurile voastre, argumentările voastre au fost absolut delicioase. 93% ați spus că este o necesitate. Da, consider și eu că este o necesitate să gătești acasă, pentru că la noi încă mâncarea este extrem de scumpă, adică este extrem de scumpă în comparație cu alte state, știu că e foarte scumpă, dar la fel de bine înțeleg și pe aia care nu pot să gătească acasă, adică înțeleg. Au mai fost printre argumentările voastre răspunsuri legate de timp, că nu poți să gătești tot timpul acasă pentru că nu ai timp sau economisești mai mult timp comandând. Într-adevăr, este și asta o chestie și se poate aplica și treaba asta. Acum, eu sunt așa, cumva împărțită, pentru că mie îmi și place, dacă am pentru cine să gătesc, mie îmi place să gătesc, că silă să gătesc pentru mine, mie nu știu cum e așa, dar să multăresc toată bucătăria doar pentru mine, dar când știu că trebuie să gătesc pentru cineva, sunt culmea fericirii. Deci, da, e o necesitate, pe de-o parte, și e și o chestie care poate să-ți facă plăcere dacă reușești să te încadrezi la capitolul ăsta cu plăcerea de gătit.
Și aici mai era un story pe care tocmai l-am șters fără să-l salvez, din păcate. Deci nu o să apară și vă întrebam dacă your man, adică soțul, iubitul, amantul, whatever, ar trebui să găsească. Este un moft sau este o necesitate? Și era un procentaj mare, de vreo 77% de persoane care spuneau că este o necesitate să gătească. Ei, dragele mele, să știți că unul dintre cele mai sexy lucruri care pe care le poate face un bărbat pentru o femeie, cel puțin din perspectiva mea, este să gătească. Deci mi se par extrem de sexy bărbații care gătesc pentru soțiile lor, pentru iubitele lor, mai ales când îi apucă pe ei, că ați văzut că ăia care sunt pasionați de gătit au așa talente și fac și decorează și au tot felul de scheme din astea și mi se pare extrem de sexy, mi se pare o latură extrem de sexy la bărbat, dar mi se pare o necesitate. Adică nu e neapărat absolut nevoie. Mai zicea cineva că trebuie să ne împărțim datoriile. O să vorbim și de asta cu împărțitul datoriilor, că nu e chiar așa. Nu mi se pare neapărat că trebuie să fie la cratiță. Adică dacă el alege și îi place chestia asta, ok, dar dacă nu, nu trebuie să-l obligi. E mai degrabă un moft ăsta, nu este o necesitate, din punctul meu de vedere, eu așa consider. Dar e un bărbat care gătește, este extrem de sexy și extrem de binevenit. Și încurajați-i să mă gătească dacă fac deja chestia asta. Spuneți-le că sunt sexy. Apoi, m-am întrebat dacă tortul este un moft sau o necesitate și o majoritate de covârșitoare, de 60% din voi, a spus că este o necesitate. Relelor, care sunteți voi rele, nu. Tortul este un moft. Hai să fim serioși. Deci, tortul este un moft. Nu este o necesitate. La modul cel mai serios, știu că ne plac ce și ne plac dulciurile, dar tortul este un moft. Da? Apoi, dacă tot am intrat în subiecte din astea fierbinți, v-am întrebat de cafea. Este un moft sau o necesitate? Și cum mă așteptam, de altfel, 67% dintre voi au spus că este o necesitate. Ei bine, dragele mele, să știți că nu, cafeaua este un moft, este o necesitate. Cafeaua este un moft pentru că putem trăi și fără cafea. Da, știu că sunt acei dependenți de cafea care spun, vai, nu pot să deschid ochii dacă nu am o cană de cafea în fața ochilor, dar asta este o formă de a lăsa un lucru să te domine pe tine, în loc să-l domini tu pe el. Dar cafeaua este un moft. Eu am observat că pot să trăiesc bine mersi fără cafea și că nu mă doare capul și că nu se întâmplă nimic dacă nu beau cafea. Într-adevăr, îmi place să beau cafea, savurez cafeaua, când îmi fac cafea stau și o beau și am tabieturile mele, dar e la nivel de moft. Putem trăi și fără cafea. Apoi, v-am întrebat că dacă o grădină, să ai o grădină, este un moft sau o necesitate? Evident, după cum așteptam deja, 73% dintre voi ați spus că este o necesitate și înțeleg raționamentul, mai ales după pandemie și mai ales după ce a venit perioada asta de izolare, mă rog, de anul trecut, nu de acum, dar înțeleg raționamentul, pot să-l înțeleg că considerați că este o necesitate pentru că unora vi s-a acrit să stați în casă. Da, între timp m-am și terminat de aranjat. Revenind la ce ziceam mai devreme, pot să vă înțeleg pe cei care spuneți că este o necesitate să ai grădină sau... E greu de spus pentru mine la ora actuală, să știți că e foarte greu de spus pentru că e atât de greu de întreținut o grădină de nici n-aveți idee. Consumă mult, mult timp. Cu cât e mai mare, cu atât consumă mai mult timp și e vorba de dacă la un moment dat se pune problema dacă merită, știți, raportul timp pierdut plus ce o ți oferă, dar da, cred că e o necesitate. Nu neapărat să fie grădina ta, ci să ai unde să ieși, să poți să respiri. Consider că e bine. Apoi, v-am întrebat, stați că mi-au fugit story-urile, haide mă, e ciocolată, este un moft sau este o necesitate? Și bineînțeles, cum credeam, cum anticipam, 61% dintre voi ați spus că este o necesitate ciocolata. Acum, dacă este să fim cu adevărat scrupuloși și să fim cu adevărat realiști, ciocolata este un moft. Da? Este minunat moftul ăsta, dar este un moft, nu e neapărat necesar.
ciocolata, adică nu depinde viața noastră, dar este un moft tare plăcut și este un moft tare, tare bun, așa, cu atât mai mult cu cât nu este neagră. Apoi, v-am întrebat dacă buchete de flori oferite, dacă oferite cadou, vi se par că sunt un moft sau o necesitate, 68% dintre voi ați spus că sunt o necesitate. Și sunt de acord. Da, sunt de acord că sunt o necesitate buchetele de flori și trebuie să le oferim oamenilor, atât oamenilor din jurul nostru pe care, nu știu, îi apreciem sau vrem să le facem ziua mai frumoasă, cât și bărbații femeilor ar trebui să le ofere mai des flori, pentru că au cam început să uite de treaba asta și e o necesitate, e bine să-ți aduci aminte, știi, că să te duci acasă cu un buchet de flori ca bărbat. Ce mi s-a părut apropo de asta surprinzător a fost că acum câteva luni am auzit că au făcut unii un studiu și au întrebat bărbații dacă mai duc flori și au fost bărbați care au spus că ei n-au dat o floare în viața lor, nici la profesoară sau la... Ei n-au dat niciodată o floare, un buchet de flori, nimic. Ceea ce e foarte grav. Mi se pare foarte trist și foarte grav pe deasupra. Bicicleta. Este un moft sau o necesitate? Și 54% dintre voi ați spus că este o necesitate. Aici părerile au fost relativ împărțite. Și să vă spun sincer, nici eu nu știu să vă dau un răspuns clar. Adică n-aș ști să vă zic dacă e un moft sau o necesitate din perspectiva mea. Când nu aveam bicicletă, chiar îmi doream foarte tare, știți? Adică știu să merg pe bicicletă și îmi doream foarte tare și mai ales pentru mine aici la țară, neavând permis, îmi este practică, îmi este utilă, prin urmare îmi este o necesitate. Dar în orașe, spre exemplu, mi se pare un moft, având în vedere că nu ai piste de biciclete, având în vedere că nu ai pe unde să mergi cu ele, având în vedere că riști să te calce mașina oricând, pentru că toată lumea detestă bicicliști din oraș, în oraș mi se pare că sunt moft, știți? Până nu o să avem o infrastructură, sunt cam moft. Și nu neapărat moft în ideea de aroganță. Da? Deci nu trebuie să luați ideea de moft când spun moft, nu o luați ca pe o aroganță sau ca pe o extravaganță, ci un moft în sensul de nu-ți permiți pentru că nu te lasă infrastructura, pur și simplu, nu ai pe unde să te duci cu bicicleta. Așa, asta e ideea, în sensul ăsta, că e un moft pentru că nu te lasă infrastructura. Și tot în ideea asta v-am întrebat de mașină. Mașina este o necesitate sau un moft? Și 78% dintre voi mi-a spus că este o necesitate. Sunt de acord cu voi și credeți-mă pe cuvânt că îmi doresc, una din marile dorințe în viața mea a fost să am mașină și da, s-a îndeplinit, după cum știți foarte bine. Este o necesitate în ziua de astăzi pentru că nu mai... Distanțele nu mai sunt atât de la îndemână și trebuie să te duci, să te alergi, să faci și mașina îți oferă o libertate foarte mare și e foarte utilă. Devine un moft în momentul în care nu ți-o permiți, în momentul în care te arunci să-ți iei nu știu ce bolid de câteva sute de mii de euro și tu stai într-un apartament cu două camere sau îți iei o mașină pe care nu ți-o permiți și până o termin de plătit ea iese din garanție, ceva de genul ăsta. Știți, atunci este un moft și atunci vorbim de moftul ăla care se referă la aroganță. Da? Acolo e moft. În momentul în care îți iei o mașină pe care nu ți-o permiți. V-am mai zis eu de tot moft este tot la categoria moft și aroganță intră și ideea de a merge în străinătate să-ți cumperi o rablă la mâna a doua, nu știu, un Audi, un Mercedes, doar pentru că e Audi sau Mercedes sau BMW sau Range Rover sau mai știu eu, îți cumperi una la mâna a doua decât să-ți iei o Dacia nouă. E Dacia pute că e Dacia, e din România și pute. Dar mergem și ne luăm Audi și BMW din străinătate la mâna a doua. Aia e tot moft, da? Că tu nu-ți permiți, de fapt, să-ți cumperi Audi-ul ăla nou sau o versiune nouă de Audi, da? Dar te duci să iei o rablă. Ăla e tot un moft. Apoi, am întrebat to be inclusiv și mă refeream la ideea de toleranță, mai degrabă, și de... a fi mai
deschiși la minte cu oamenii din jurul nostru. Și aici un procent de 87% ați spus că este o necesitate să fii mai tolerant și mai inclusiv și mai înțelegător. Sunt puțin dezamăgită de procentul ăla. Mi se pare 13%, mi se pare destul de mult. Un procent destul de mare, dacă mă întrebați pe mine. Pentru, nu, e că e un moft să fii inclusiv, să fii tolerant. Mi se pare un procent destul de mare, dacă mă întrebați, având în vedere secolul în care trăim. Dar totuși suntem în România, despre ce vorbim. E păcat, adică mă așteptam să fie acolo 1, 2, 3%, hai să zicem, până în 5% să fie moft. Dar noi suntem o nație care încă suferim de pe urma oprimării comuniste, încă suntem obișnuiți, încă avem mentalitatea aia și nu înțelegem că trebuie să fim foarte deschiși, că lumea nu se limitează doar la noi și la credințele noastre și la obiceiurile noastre și că sunt alții pe lumea asta care trăiesc și ei și au viața lor și au alte obiceiuri și au alte credințe și alte valori decât noi. Și le este bine mersi. Și ar trebui să-i acceptăm așa cum sunt. Apoi, v-am întrebat dacă să faci sport este un moft sau o necesitate. 93% dintre voi mi-a spus că este o necesitate, nu un moft. Și mă bucur foarte tare, dar eu aș putea să bag mâna în foc pentru foarte multe din cele care au zis că este o necesitate că nu fac sport. Eu pot să bag mâna acolo în foc pentru voi că nu toate faceți sport. Am eu așa o vagă impresie că, da, sunteți, multe dintre voi sunteți conștiente de faptul că e necesar sportul, dar nu cred că toată lumea care a răspuns aici chiar face sport. Ar fi minunat. Atunci am fi o nație de sportivi. Și n-am mai avea probleme cu obezitatea și cu diabetul și cu alte chestii. Deci nu cred eu că chiar toată lumea. Dar e bine că conștientizăm. Este bine că conștientizăm și că suntem conștienți de treaba asta. Apoi v-am întrebat tot legat de subiectul ăsta, dacă să ai un outfit de sport este un moft sau o necesitate. 64% dintre voi mi-ați spus că este o necesitate. Nu, dragele mele, să ai un outfit de sport este un moft. Deci nu trebuie să vă camponați în ideea că nu fac sport, că n-am outfit de sport. Pot să faci sport în pijamale. Ce înțeleg eu prin necesitate în materie de sport înseamnă o bustieră, spre exemplu, care să-ți ofere suport. Și credeți-mă că sunt bustiere la 20 de lei super bune care să-ți ofere suport. Nu trebuie să dai sute de lei pe ele. O pereche de pantofi sport care să fie potrivită pentru tipul de sport pe care îl faci, dar în rest nu e nevoie să ai Nike, să ai outfit-uri care să fie matchy. Da, cineva mi-a lăsat un mesaj la argumentare acolo că păi n-ai zis tu că trebuie să avem outfit-uri pentru asta. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să ai un outfit meci-meci, poți să faci pur și în pijamale și ăla să fie outfit-ul tău de sport. Adică nu vă cramponați în treaba asta că n-am haine de sport, n-am colanți de sport potriviți, n-am colanți de compresie, că am auzit pe cineva recent, n-am colanți de compresie, eu nu pot să fac sport că n-am colanți de compresie. What? Nu poți să faci sport și, da, fără nicio problemă, da, există tot felul de exerciții pe care le poți face chiar și în pijamale, deci nu trebuie să vă încramponați în treaba asta. Apoi v-am întrebat dacă sala de sport este o necesitate sau un moft și un procent covârșitor, surprinzător pentru mine de data asta, de 78%, a spus că este un moft. Deci este surprinzător pentru mine treaba asta pentru că mă așteptam, având în vedere tot trendul ăsta pe care îl văd pe internet, să aud pe multă lume că spune că este o necesitate. Pot să văd necesitatea în ideea în care te motivează mai mult mersul la sală, adică la o sală de sport.
dar după cum bine ne-a demonstrat pandemia și lockdown-ul, nu e nevoie să te duci la o sală de sport dacă vrei să faci sport. Poți să faci sport în natură, poți să faci sport în casă, sunt atâtea exerciții de făcut în casă de Doamne, Dumnezeule, deci nu trebuie neapărat să te duci. Și da, sunt de acord și eu cu voi că este un moft sala de sport. Este un moft frumos, pe care dacă ți-l permiți e perfect, ok, dar... nu trebuie să vă dați peste cap să mergeți la sală și iarăși nu trebuie să creați o scuză din treaba asta. Aha, nu slăbesc, nu slăbesc că nu am bani să mă duc la sală sau nu am timp să mă duc la sală. Da, nu trebuie să ajungi la sală ca să slăbești. Yes. Și apoi, the last and the least. Ultima întrebare era legată de natură. Dacă este un moft sau o necesitate și un procent mare, mare, mare de 99% a răspuns că este o necesitate și sunt de acord cu voi că e nevoie de natură și e nevoie să respirăm aer și este nevoie să ne mișcăm în natură și cred că dacă ar fi bine să rămânem cu ceva de pe urma pandemiei, este asta, că ar trebui să ținem mai mult la natura noastră, pentru că ați văzut în perioada aia de lockdown cât de frumos a înflorit toată natura și cum și-au revenit și oceanele și mările și toate s-au curățat, s-au limpezit, animalele au revenit la viață, erau mai vesele. Și asta ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru noi că, băi, nu facem ceva bine și că ar trebui să ținem mai mult la natură și să o iubim mai mult, să nu mai aruncăm hârtii peste tot, să nu mai consumăm atâta plastic și să fim mai atenți la natură în general, la ce facem cu plămânii noștri, practic. Bun. Astea au fost toate întrebările de la joculețul meu. Mulțumesc din suflet că mi-ați răspuns. A fost foarte fun. Pentru mine cel puțin a fost foarte fun și sper că v-a plăcut și vouă. Spuneți-mi dacă vreți să mai facem astfel de joculețe, pentru că mi-ar plăcea foarte tare. Mi-ar plăcea mult de tot să mai interacționăm așa, pentru că mi se pare o metodă foarte fun de a interacționa cu voi. Da. Asta a fost clipul, dați un like și un share dacă vreți să mai facem, dacă vi se pare haioasă ideea. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram că vă aștept acolo în fiecare zi cu postări noi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie!